Au nevoie de tratament balnear și pot achiziționa bilete la preț redus pe tot parcursul anului. Însă cei mai mulți vor să se trateze în sezonul estival și numai în anumite stațiuni. Vorbim despre mii de pensionari din județ care așteaptă în această perioadă să primească un bilet de tratament de la Casa Județeană de Pensii. De la începutul anului și până în prezent, la Casa Județeană de Pensii Olt s-au înregistrat un număr de 3200 cereri pentru bilete de tratament. Din acestea, 80% vizează perioada de sezon. Stațiunile cele mai solicitate sunt Olănești, Călimănești, Căciulata, Govora, Herculane, Felix, Covazna și stațiunile de pe litoral. De la începutul anului și până acum, peste 80 de bilete de tratament au rămas nevalorificate, întrucât pensionarii sau asigurații care puteau beneficia de ele nu au optat pentru această perioadă a anului. Pentru primele 6 serii de bilete de tratament au fost alocate un număr de 304 bilete de tratament balnear, din care au fost valorificate 222 bilete de tratament balnear. Din biletele valorificate la pensionari, 46 bilete au fost acordate gratuit persoanelor îndreptățite de lege. Potrivit reprezentanților casei de pensii, au prioritate pensionarii care nu au mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii ani. Toate criteriile de acordare sunt introduse într-un program informatic, iar cu ajutorul acestuia, biletele sunt repartizate automat.